După luna decembrie, când toată lumea cumpără foarte mult, iar vânzările cresc, veniturile comercianților, ianuarie devine o lună foarte slabă din acest punct de vedere. O explicație este dată de multe ori de comportamentul cumpărătorilor care, după ce s-au întors acasă cu coșul plin în preajma sărbătorilor de iarnă, acum reduc foarte mult din cheltuielile curente. Pe de altă parte, nici comercianții nu mai sunt atât de dispuși să facă reduceri de preț. Deși este considerat unul dintre cele mai ieftine târguri din județ, oborul din Cărgoreni era duminica trecută plin doar cu precupeți dezamăgiți. Merge vânzarea? Nu prea merge astăzi, că n-are lumea bani. Numai din cauza e asta? E criză. Păi da, în ce crezi? Asta vă zic. Salarii mici, pensii mici, ce poate să fie? Pă bune, așa e. Meseria, asta e. Pierzi câștigi, negustor te numește. Mai slab anul ăsta. Mai slab. Cu criza se cunoaște. Nu prea au bani. Nu. Se reține omul din toate. Se abține. Da, se abține. Cumpără mai puțin, se limitează. Soia, păi, de toate. Și soia, și mei, și orz. Pentru păsări. Ce ați vândut cel mai mult astăzi? Mai nimic. Mai nimic? Mai nimic. Bă, ce se întâmplă? Nu mai are lumea bani? Nu mai are lumea bani, nu se știe. Asta e. Și ce veți face? Cum? La preț sau? Dar cât de ieftin să fie? 8.000 cartofi? 6.000 ceapă? Asta e. Mergem înainte.